și temperaturile cresc ușor față de ieri. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova va mai ninge slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 10 grade în nordul Moldovei și în depresiuni și 6 grade în dealurile de vest. În capitală, vreme rece, ninsori slabe și o maximă de minus 4 grade. Acum la București sunt minus 9 grade și 771 de milimetri coloana de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Răzvan Tonescu. Astăzi debutează a 15-a ediție a turneului celor 6 naționale. Nadal scăpând astfel de 52% din totalul restanțelor avute la stat. Meteo. În Oltenia vremea se menține mai rece decât normalul termic al perioadei și astăzi cerul este acoperit în cea mai mare parte a regiunii, iar local va ninge slab și izolat va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă de astăzi nu va depăși minus 1 grad, iar minimele sunt cuprinse între minus 8 și minus 2 grade Celsius. Ora 12:03, Ana Maria Drăghici sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Oana Baban. Emisiunea Fii Ascultător continuă. Ați ascultat buletinul de știri. Juventus are 6 puncte avans față de următoarea clasată, AS Roma, Croația, care va fi gazdă tot mâine la confruntarea cu Parma. Napoli speră să-și păstreze poziția 3 în clasament și la finele disputei de la Bergamo cu Atalanta. În 3 februarie se va disputa și derbiul orașului Genova dintre Genova și Sampdoria. Și ultima informație, Naționala de Polo-Teapa României se reunește la această oră cu vederea dublei manșe cu Marea Britanie din barajul de calificare la campionatul european ce va avea loc în vara acestuia la Budapesta. Reunirea are loc la baziul florească din capitală. Alături de componenții lotului va fi prezent și centrul Cosmin Radu.